Radio Vacanza. Hier spricht der Ferienfunk. This is Radio Holidays. Gabarit Radiostanția Oddych. Ici Radio Vacanza. Sunt obligată să-ți spun surpriza pe care vreau să o fac, dragă Gabi Langada. Și anume era genericul de Radio Vacanță. Ah, ce simpatic! Deci, asta e, o să-l punem din montaj, că doar suntem... Dar să ne zici Gabriela Langada. Gabriela Langada. Gabriela Langada este pentru mine vara. Este vara pentru Credeam că... Credeam că semn mai mult. În primul rând este vara pentru că ori de câte ori călărășancă fiind, deci la o distanță favorizată față de litoral pentru undele radiofonice care transmiteau în eter programele estivale ale radiodifuziunii, radioteleviziunii române, că eram, așa era. Da. Și emisiunile, evident, în limbile turiștilor majoritar la acel moment, respectiv nemții, englezii, francezii și rușii, ori de câte ori auzeam această voce caldă care spunea, n-am să spun eu, că n-am să spun niciodată, cum spune Gabriela Langada, cum spuneai. Hier spricht der Ferienfunk. Iată, venea vara în casa noastră, era și Paul Grigoriu, Dumnezeu să-l aibă da, acolo. Și mulți alți colegi, sigur. Bază și câți alții. Ar fi nedrept să-i numești pe... Marian Bistricianu. Da, să-i numești pe unii și pe ceilalți. Te rog, amintește-ți tu de ei, că e important, dacă tot am pornit da, așa abrupt să bine, spunem. Bine, acum, sigur, despre Radio Vacanța, cred că se poate vorbi, nu știu, o zi întreagă. Pentru că ea a reprezentat o premieră nu numai în jurnalismul de radio, în special de radio, dar este sinonimă cu o epocă a multor începuturi. Întâi începuturile noastre profesionale ca jurnaliști, pentru că eram foarte tineri, majoritatea realizatorilor de emisiuni, și acest lucru ne-a marcat pentru viitorul profesiunii noastre, pentru că acolo am fost foarte liberi și profesional, mai ales contrar epocii pe care o trăiam la vremea aceea. Mulți dintre cei care vor privi aceste imagini poate nu știu sau nu-și mai amintesc începuturile acestui experiment radiofonic a început acum peste 50 de ani. Pentru că era o perioadă anii 60-70 când litoralul românesc se dezvolta vertiginos, luau naștere toate stațiunile de pe coasta Mării Negre și era un boom turistic. Erau foarte mulți turiști care alegeau România ca loc al vacanțelor estivale, nu doar din fostele țări socialiste, ci și din ceea ce numeam noi țările occidentale la vremea aceea. Era o pondere enormă a turiștilor germani, englezi, francezi, italieni și așa s-a născut ideea de a crea un post care să emită 3 sau 4 luni de zile pe an, în perioada sfârșit de mai, început de octombrie, uneori în funcție de sezon, unde să avem programe informative despre ce oferă România turiștilor, istoria țării, despre locurile minunate pe care le avem, mare, munte și, evident, și știri din toată lumea. Aveam emisiuni în limbile germană, engleză, franceză și rusă. Sigur, semnalul era foarte atractiv, aș spune eu. Era o prelucrare modernă a valurilor Dunării, foarte ritmată, în care moderatorii acelor emisiuni, printre care m-am numărat și eu o bucată de vreme, făceau anunțurile de deschidere la emisiunea care începea la ora 9 dimineața și se termina la ora 7 seara, cu o foarte mică pauză de prânz. Sigur, acest semnal a fost o emblemă
aș spune eu, vreo câteva decenii. El a fost schimbat, cred că după 90, de generațiile care au venit după noi. Echipa cu care eu am fost acolo și aș spune care consacrase această modalitate de exprimare radiofonică, cred că a funcționat până spre începutul anilor 90. După aceea s-au schimbat echipele, fiecare s-a îndreptat spre alte domenii ale radioului, televiziunii și așa mai departe. Îți spuneam că a fost o premieră, aș zice, europeană această radiovacanță, pentru că cred că vreo 20 de ani era unică. Antenele pe care noi le aveam emiteau până pe teritoriul fostei Iugoslavii, în actuala Republică Moldova, deci noi primeam scrisori de la oameni care ne ascultau 3 luni de zile, nevorbind exact ce spuneai și tu, Călăraș, toată zona adiacentă litoralului. Mie îmi face plăcere, după atâția ani, să întâlnesc oameni care îmi povestesc că ei mă știu după nume de la radio, Vacanța în special, dar și de la Radio România Actualități mai apoi. Da, îmi trezesc amintiri foarte plăcute și nostalgia, spune. Ceea ce caracteriza Radio Vacanța era un entuziasm fantastic al tuturor realizatorilor, care, din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt printre noi, dar probabil ne privesc de undeva și ne ascultă. Și salutăm de aici, că să-i salutăm, exact, este... și sunt oameni să mai treacă pe care aici, au marcat mult, nu doar această perioadă de timp, dar și emisiunile de la România Actualități, de la redacția emisiunilor pentru străinătate. În fine, foarte mulți sunt acum, au lucrat la alte posturi în străinătate între timp. Această emisiune era, spuneam, caracterizată de un entuziasm fantastic, pentru că și noi eram foarte tineri. Era un romantism așa al întregii activități. Noi eram tineri, entuziaști, dornici să facem lucruri nemai văzute până atunci, creativi, și toate astea se reflectau în acele emisiuni care erau într-adevăr captivante, aș spune, nu pentru că sunt eu subiectivă acum, dar din ceea ce povestesc foarte mulți din foști ascultători ai acelei perioade, pentru că bănuiesc că generațiile tinere nici nu își pot închipui, Radio Vacanța între anii 67 până prin 85 era o oază de libertate din toate punctele de vedere. Și vorbim de Radio Vacanța Mamaia, să nu confundăm că mai există o Radio Vacanța pe care a făcut-o Partoș la Custinești ulterior. Era, este o altă, era Radio Vacanța organizată de redacția de tineret a Radio Televiziunii, pentru că până în 94 noi eram o singură instituție, Radio România și Televiziunea Română. Și sigur, dar noi am fost premiera și îți repet, am fost unici până vreo 2 decenii, n-a mai existat. De ce bucurie ai și când spui acum, da, sigur că da, acest pentru că entuziasm de atunci nu se pierde nici în relatare. Nu se pierde și trebuie să mai subliniez niște lucruri foarte importante. Noi acolo aveam o libertate incredibilă pentru perioada de timp în care s-a făcut. Întâi, noi acolo realizam emisiunile în direct. Deci generația noastră de realizatori a căpătat acea nonșalanță a vorbirii la microfon fără rigorile înregistrării. Pentru că la Radio România și la televiziune, în acea vreme, toate emisiunile erau înregistrate și redifuzate. În afară de știri, nu se citea absolut nimic live. Pentru că le era frică, le era foarte frică, trebuia controlat. Sigur că da. Apoi, la Radio Vacanța puteai să asculți ultimile noutăți muzicale, care le auzeai eventual prinzând posturile străine, ceea ce la Radio România și la Televiziunea Română în acea vreme nu exista. Acolo am învățat cum să faci o transmisie în direct. Pentru că la Radio România și la Televiziunea Română foarte rar se făceau
în vremea aceea. Și numai unii. Așa erau rigorile vremurilor de atunci. Deci, pentru noi și profesional, a însemnat o școală extraordinară pe care am valorificat-o în următorii ani, în următoarele decenii, în care ne-am desfășurat activitatea până spre încheierea acesteia, fiecare în redacțiile lui și la emisiunile unde a fost realizator sau, în fine, producător și așa mai departe. Ceea ce trebuie subliniat este că această emisiune a fost gândită și realizată până prin aproape de anii 90 de ceea ce se chema la acea vreme redacția emisiunilor pentru străinătate, care emitea în 12 limbi și era într-adevăr o redacție de mare elită, dacă ar fi să mi-aduc aminte de acei colegi fantastici de la care am învățat o grămadă de lucruri din profesia noastră, Catin Caralea, Leon Sărățeanu, Alexandru Fole, o grămadă de oameni nemaipomeniți. E o nedreptate să-i numesc pe unii și pe ceilalți să îi las sau să îi uit, poate nu-mi vin în minte acum toți, pentru că sigur ei sunt acum undeva printre stele și cred că sunt unii dintre noi care nu i-am uitat și știm fiecare de la cine am învățat, pentru că la vremea aceea meseria se fura. Eu cred că mari realizatori, mari actori, în afară că investesc talentul și foarte multă muncă, învață furând de la maestrii lor și de la predecesorii lor. Așa se formează profesioniștii. Pentru asta trebuie cel puțin două calități. Trebuie atenție și o mare smerenie. Și un mare respect față de profesie, de meserie. Niciodată să nu dai rabat niciunui aspect al muncii tale. Nu trebuie să spui că merge și așa. Trebuie să pregătești totul în cele mai mici, oricât de talentat ești. Talentul fără muncă și fără o veșnică veghe și o veșnică învățare nu rezolvă nimic. Eu nu vreau să plec, ăsta tot se învârte aici, dar o să-l opresc. Deci aș vrea să nu mai văd că mă și supăr pe el pentru că nu mi-a dat ce trebuia la momentul la care trebuia. Aș vrea să nu plecăm încă de la Radio Vacanța pentru că vreau să-mi închipui ceva ce acum mi-am pus în minte. Deci Gabriela Langada împreună cu colegii ei, cei norocoși și profesioniști. Da, aș spune că noi am fost niște norocoși. Nu erau trimiși acolo oricum. Își făcea bagajele și pleca vara. Cum era momentul acela când la granița dintre anotimpuri, uitându-te pe calendar, pe ceas, probabil că mă gândesc că apărea o nerăbdare, o neliniște pe holurile radioului, vă salutați din mers și vă întrebați tu mergi se pregăteau bagajele. Noi de bagajele. Obicei aveam echipe. Vă făceați bagaje pentru patru luni sau cum era? Nu. Noi fiecare lucram la radio, nu eram sezonier cum credea foarte multă lume, în meseria asta nu ești sezonier, chiar dacă mergeam pe litoral 3 sau 4 luni pe an. Majoritatea dintre noi lucram ca jurnaliști la redacția emisiunilor pentru străinătate din cadrul radio-televiziunii. Repsul, celebrul Reps. Exact. Eu lucram la emisiunea în limba germană, Paul Grigoriu, pentru că l-ai numit, era redactor la emisiunea în limba franceză, Alexandru Fole sau Marian Bistriceanu erau redactor la emisiunea în limba engleză. Într-adevăr, la radio este esențial să ai o voce radiogenică, dar care să-l capteze pe ascultător, pentru că tu trebuie să comunici cu el. Fără să te vadă, fără să știe. Sigur că da. Și a fi jurnalist de radio este cel mai greu. Deci jurnalistul de radio este cotat drept acel jurnalist de la care poate porni orice fel de altă preocupare jurnalistică, fie de televiziune, fie în presa scrisă, pentru că radioul te învață foarte multe lucruri. Concizia, dar în același timp să ai o modalitate atractivă de a-l capta pe ascultător și să-i explici în puține cuvinte, dar esențiale despre subiect. La televiziune
ești captat de imagine foarte mult și nu ești întotdeauna foarte atent la ceea ce vorbește moderatorul sau modul lui de exprimare. Pe când la radio nu vezi. Acel jurnalist de radio trebuie să te ajute pe tine ascultător să ai și imaginea evenimentului și subiectului și esența acestui eveniment și concluzia și toate astea să le faci într-un mod elevat, dar atractiv și nu neapărat ultraelitist, deci să te înțeleagă oricine. Cred că este o școală extraordinară pentru orice jurnalist, chiar dacă vrea să fie jurnalist de televiziune, vrea să fie jurnalist de știri, jurnalist în presa scrisă, în fine. Ascult cu o mare plăcere pentru că am avut șansa extraordinară. Eu chiar cred că școala de jurnalism se face în radio. Am avut șansa extraordinară să debutez în radio cu Feri Helmis la tineret și să fiu acolo. Deci tot ce spui, reaminti multora, sigur, unii își mai aduc aminte de acești mari realizatori, alții nu i-au cunoscut sau nici nu știu despre existența lor. Despre cât de importantă era formarea ca jurnalist de radio pentru ca apoi să faci alte lucruri, mari realizatori de televiziune din România, dar și din aproape toată lumea, au început ca jurnaliști de radio. Și dacă e să mă refer la televiziunea română, vreau să-l amintesc pe Tudor Vornicu, pe Alexandru Ștarc. Este o pleiadă întreagă de oameni de televiziune care inițial au fost jurnaliști la radio. Deci, bagajele ni le-am făcut. Da, era o mare efervescență. Noi lucram în echipe și de obicei plecam aceeași echipă la română, germană, engleză, franceză și rusă. Și sigur începeam pregătirile, aveam o emisiune de deschidere care era extraordinară, se făceau întregi scenarii de emisiuni, bineînțeles, aveam câțiva redactori muzicali extraordinari care lucrau alături de noi, ilustratori, operatorii de emisie, de cabină care făceau montajele acestor emisiuni, pentru că munca de radio ca și munca de televiziune este o muncă de echipă. Sigur, tu la microfon ești singur, e un fel de singurătate alergătorului de cursă lungă, dar în spatele tău este o echipă întreagă fără de care tu nu poți să existi. Omul care reglează sunetul, la voi la televiziune, imaginea, lumina, o grămadă de lucruri pe care privitorul sau ascultătorul nu le știe. Ilustratorul muzical, cel care a făcut montajul, alții care stau și urmăresc planul de emisie, deci producătorul. În fine, este o echipă întreagă fără de care nu poți exista. De aceea este important acest spirit de echipă pe care noi acolo l-am cunoscut și l-am învățat. Și poate de aceea noi care am avut acea școală de început, aș spune, da, am lucrat altfel și am și avut niște succese care după aceea parcă nu au mai fost reeditate. Acum aș vrea să mă înțelegeți foarte bine, nu fac așa o reclamă pro domo povestind ceea ce povestesc, dar ăsta era spiritul și este un lucru foarte frumos de care mi-aduc aminte cu mare, mare plăcere. Era și o primă parte a activității mele jurnalistice și mai ales radiofonice, pentru că eu toată viața am lucrat la radio, deși așa din când în când mi s-a mai propus să mai fac și alte lucruri din acest vast domeniu care este jurnalismul, dar eu cred foarte mult în radio, pentru că în orice loc te afla, unde în ziua de astăzi nu ai semnal, de exemplu, ca să te uiți pe internet sau să vorbești la telefon, cum nu avem noi acum aici, nu ai la dispoziție un ecran al televizorului și așa mai departe. Radio poate fi ascultat și în vârf de munte. Dacă ai un tranzistor cu o baterie, poți să asculți radio din toată lumea, în funcție de undele de frecvență pe care le poți prinde. Dar radio poate informa în orice situație. Că ești pe vapor, că ești pe munte, nu știu, că ai rămas în pană cu mașina și
trebuie să știi ce se întâmplă, radioul îți oferă această posibilitate. Eu cred în continuare foarte mult în viabilitatea radioului. Multă lume în ziua de astăzi nu mai este foarte convinsă că radioul e necesar, pentru că am auzit și aceste opinii. Multă lume crede că radioul nu este menit decât să fie un tonomat care să difuzeze muzică și eventual să-l asculți când conduci. Da, e foarte bine să ascult și când conduc. Și eu când conduc și sunt la drum lung, la volanul mașinii, ascult, sunt curioasă ce se difuzează pe diversele posturi de radio care există acum. Este o multitudine de există o multitudine de piese de posturi de radio și regionale, locale, în fine. E interesant, dar, repet, ca să nu spun același lucru veșnic, cred foarte mult în continuare și poate va reveni această plăcere de a asculta radio. Să nu uităm, generații întregi și-au format cultura ascultând radio, pentru că radioul era, sper în continuare că mai este și astăzi, un mijloc de educare, nu doar de informare, de a oferi omului o cultură în domeniul muzicii, al literaturii, al teatrului. Să nu uităm rolul extraordinar pe care l-a avut teatrul la microfon în România. E regretabil, de exemplu, în ziua de astăzi că piesele de teatru sunt difuzate după miezul nopții. Și multe alte emisiuni care sunt convinsă că și în ziua de astăzi ar fi ascultate cu la fel de multă plăcere și cu mult interes de către generațiile care vin în urma noastră. Da, e regretabil, dar în fine există altă politică de programe și alte concepții despre ce înseamnă comunicarea. Și cu toate astea mie mi-a venit ideea acum când va fi difuzat acest dialog pe care îl facem noi, pentru că tot se apropie ziua radioului, o să facem așa încât acest material să urce pe YouTube atunci ne bucurăm de ziua, și o inițiativă de ziua frumoasă pe care o ai, Radio România, pentru că uite ce frumos au legat lucrurile pornind de la Radio Vacanța, când de fapt eu vreau să te invit într-un Oktoberfest unde de altfel te-am și invitat ca să folosim acest pretext al unui eveniment planetar care în acest an nu se poate desfășura. Și eu am și participat la un Oktoberfest. Așa, ca să putem la să München, vorbim da? Împreună despre experiența unui ziarist de cursă lungă de radio, al Radio România, da, care a servit cumva multă vreme sau și-a făcut debutul, iată, lucrând la emisiunea în limba germană. Sau emisiunile pentru străinătate făcute în limba germană. Da. Despre civilizația și cultura germană aș fi vrut să vorbim și să pomenim astăzi în viziunea sau, mă rog, în interpretarea pe care Gabriela Langada, un ziarist al Radio România, de la începutul și până la sfârșitul carierei sale, a dus această meserie de ziarist de radio public nu numai pe țărmurile Mării Negre atunci când toate erau în început și când totul părea estival pentru noi cei care ascultam, da, dar de fapt este. Acolo era muncă. Da, da, foarte era, multă muncă. Era sudoare în sensul adevărat al cuvântului, dar aș vrea să discutăm puțin despre experiența de ziarist a Gabrielei Langada atunci când poate că școala din radio a făcut să fie demnă de încrederea de a reprezenta această instituție la forurile internaționale. Deci Gabriela Langada este omul din fața dumneavoastră care a stat de vorbă cu toți președinții Germaniei de după 1900, cât? 90, 90 zic bine? Da. Și n-au fost puțini. Nu doar ai Germaniei. Și n-au fost puțini, dar în orice caz, pornind de la civilizația germană pe care o salutăm prin aceste întâlniri, dincolo de asta, te rog să ne vorbești despre această experiență fabuloasă. Da, este o experiență extraordinară și a fi jurnalist nu este doar un job, cum își închipuie multă lume în ziua de astăzi. A fi jurnalist este o muncă continuă pe care dacă o faci toată viața, înțelegi că
ea cuprinde enorm de multe aspecte, nu doar informarea pe care tu trebuie să o ai, trebuie să stăpânești informația ca să poți să o dai mai departe și să o prelucrezi, să o dai mai departe. Într-adevăr, cred că fac parte dintr-o generație norocoasă de jurnaliști, pentru că am trăit momente istorice prin meseria mea și am fost parte a acestor momente, că orice jurnalist e și un cronicar al epocii tale. Mie îmi place foarte mult cuvântul ăsta, cronicar. Da, este... Cred că din ce în ce mai mult pentru cei care au această dragoste profundă și această conștiență a meseriei, da. E mult mai potrivit, pentru că acum jurnaliști sunt toți. Cine vrei și cine nu vrei. Asta este alt subiect despre care se poate vorbi, nu știu dacă e cazul să-l discutăm noi astăzi. Nu vreau să-l discutăm, vreau să spun despre faptul că acest cuvânt cronicar desemnează genul ăsta de muncă pe care noi am învățat că trebuie să o facem dragostea pentru meserie. Și jurnalistul mai este și jurnalistul politic, care eu cred că am fost, este și un fel de istoric al timpului său. Pentru că, în cazul meu, eu am fost la toate marile momente europene din 90 încoace, în calitate de jurnalist, pentru că trebuia să transmit evenimentele, să le redau pentru Radio România Actualități, să cunosc aceste personalități, făcând interviuri, făcând cam după 1995 emisiuni în direct din diversele capitale europene la marile evenimente europene și intrând în direct cu acești politicieni, oameni de cultură din țările respective, ne mai vorbind de perioada în care am fost și corespondent itinerant în Germania, la Bruxelles, care este capitala Uniunii Europene. Și în toată această perioadă, sigur, ai fost martor, dar în același timp ai și oferit publicului tău ascultător posibilitatea să ia parte la aceste evenimente, ceea ce este, mie mi se pare, un lucru extraordinar. Este o responsabilitate, dar este și o șansă fantastică pentru cineva care are această meserie. Recunosc că în cazul Germaniei, pentru că vorbim acum de spațiul german și ai legat această întâlnire a noastră, care îmi face enorm de multă plăcere și o surpriză de a ne reîntâlni după niște ani buni. Da, mulți. Într-adevăr, din 90 încoace, spațiul german a fost, aș spune, o linie continuă în activitatea mea. Pentru că la Radio România Actualități eu făceam emisiunile de actualitate politică internațională și apoi foarte multe emisiuni despre actualitatea europeană. Am fost una din realizatoarele, imediat după 90, a emisiunii 24 de ore, care era o oglindă a actualității zilnice la radio. O zi într-o oră de altă dată. Exact, o zi într-o oră și pe care, da, politică. La care am fost onorată când domnul Eugen Preda m-a solicitat să realizez acea emisiune. Tot domniei sale îi datorez această pasiune pentru evenimentele politice, pentru că mi-a încredințat nu doar reflectarea evenimentelor internaționale și care atunci se precipitau în anii 90. Vă aduceți aminte ce perioadă extraordinară era în toată Europa, dar și aceste emisiuni, așa s-au născut aceste emisiuni de actualitate europeană și politică europeană, spațiul european, apoi, care a fost o emisiune, într-adevăr, 5 ani extraordinară, era unică în presa românească la acea vreme și foarte ascultată, deși era la o oră care... Mie inițial mi se părea că nu este o oră de foarte mare audiență, totuși radioul era unul din posturile la acea vreme, cred eu până prin 2000-2003-2004, ascultat, pentru că toată lumea își lua informația
de la Radio România Actualități și se auzeau acele comentarii de credibilitate, am ascultat la radio. De ce? Ce imbold mai mare poate să dea unui jurnalist decât asemenea comentarii de la ascultători sau de la colegii de breaslă care spuneau, nu, am ascultat eu la radio, că așa s-a spus, deci așa este. Pe vremea când auzam la radio sau când citeam în ziar sau când s-a spus la televizor, lucrurile astea erau absolut literă de lege. Da, într-adevăr. Mi-e foarte dor de... Și, sunt nostalgică, mie-mi e dor de credibilitatea pe care... presa aceasta... Da, am mai pierdut-o, din păcate, perioade... dar eu cred că se poate reface cu dorința și cu munca și cu profesionalismul de care cei care astăzi sunt în această breaslă. În orice caz, pentru că tu m-ai provocat să vorbim despre spațiul german, e interesant că avem această întâlnire în luna octombrie, când nu doar este Oktoberfestul pe care tu l-ai amintit, dar să nu uităm că este luna în care s-au aniversat 30 de ani de la unificarea Germaniei. Exact. Și de ce amintesc acest lucru? Pentru că eu din 90 până la terminarea carierei mele în radio, care a fost în 2007, eu am parcurs toate etapele istorice, deci este absolut impresionant ce am trăit și ca om și ca jurnalist din 90 încoace, bătând acest spațiu german pe lângă, în fine, și alte spații unde aveau loc evenimente europene importante sau bilaterale, unde tu ca jurnalist trebuia să fii prezent și să relatezi de acolo. Eu am urmărit și analizat și sigur am trăit și eu ca om și ca jurnalist, am avut experiențele mele personale, nu doar profesionale, de la primele alegeri libere din fostul RDG, Republica Democrată Germană, în martie 1990, până la primele alegeri 90, care într-un fel au consfințit unitatea Germaniei în octombrie 1990, și apoi fiecare, eu am fost martor la toate alegerile pentru Bundestag, inclusiv la alegerea doamnei Merkel, care i-a urmat lui Gerhard Schröder. Este într-adevăr o paletă enormă, aș putea să fiu arhiva a evenimentelor petrecute în acel spațiu, din 90 până în 2007 încoace. Te-ai gândit să scrii despre toate lucrurile astea? Da, foarte mulți colegi mi-au spus că aș putea să scriu lucrurile astea. Păi, nu mi-au dat foarte mult ghes, pentru că am impresia că nu mă interesează pe nimeni. Și nu se știe niciodată. Am o întrebare pe care am pus-o în multe situații. Cui prodest? Fiecare generație crede că meseria începe cu el și fiecare trebuie să-și facă experiențele lui. Ce am constatat la colegii mei mai tineri de breaslă, nu au dorința să cunoască, majoritatea sigur, nu pot să generalizez, ce a fost înainte, ce s-a creat, există tot soiul de, întâlnesc cu durere așa, șabloane, credința că, nu știu, nu puteai să fii jurnalist înainte, niște aberații care, în fine, mă și fac să râd, dar sunt foarte triste în același timp. E ca și cum ai spune unui actor că el n-a fost actor bun acum 10 ani, că, nu știu, erau alte experiențe și alte imagini despre această meserie, da? E vina lor că sunt așa, acești tineri care privesc lucrurile cu o anumită doză de superficialitate? Eu spune că, într-un fel, e și vina fiecărui individ în parte. Pentru unde s-a că... pierdut pe drum felul acesta în care noi, tu în tinerețile tale, când ai pornit cu avânt și când probabil ascultai la rânduți, da? Deci, cum te ascultam eu la Radio Vacanța și mi-închipuiam chipurile, om care deci lucrează în această breaslă, trebuie acela să citească tot timpul din ce fac și colegii lui de breaslă, în afară de ce trebuie să citești tu și să înveți ceva, nu poți și să te raportezi la ceva. Și ai și modele și există, ar trebui să existe,
nu vreau să vorbesc la trecut, să spun că exista, să existe un criteriu al valorilor. Pentru că experiența se câștigă în timp. Nimeni nu se naște profesionist. Iar a deveni un profesionist în meseria ta, pentru acest lucru ai nevoie de niște ani. Pe mine mă amuză când aud prezentarea cuiva care, nu știu, are 25 de ani și îmi este prezentat ca un mare profesionist. Eu pot să cred că este un om foarte talentat și că are dorința să facă niște lucruri. Și că va deveni un foarte și că va deveni, absolut. Da. Dar ai nevoie de acumulări în timp. Ori asta ți-o dă vârsta. Nu, arde etapele. Oamenii ard foarte multe etapele. Și cred că arderea etapelor nu e bună. Eu cred că fierul nu se topește în salturi și nici diamantele nu se fac în salturi. Exact ca și în a deveni un actor mare și cunoscut, oricât talent ai și cu cât talent te-a hărăzit cel de sus, trebuie să ai timpul să fi parcurs o sumedenie de roluri principale, secundare, de dramă, de comedie. Și să vezi unde te potrivești, să simți care-i locul tău. Da, și cumva să vezi dacă poți să interpretezi orice registru, pentru că sunt actori și realizatori de televiziune, de radio sau din presa scrisă, care au capacitatea să se adapteze oricărui gen jurnalistic, sau, pentru că noi vorbim despre jurnalism acum, dar așa este în orice meserie, cred eu. Nu vorbesc de meserie tehnice, pentru că nu am profesat niciodată, nici n-am avut talent pentru așa ceva, dar e păcat că s-a pierdut acest obicei de a învăța de la cei dinaintea ta, de la generațiile care au precedat activitatea ta și care au pus și ei o cărămidă la ceea ce este presa în ziua de astăzi și care pot fi folosite, sigur, în alte, cu alte valențe, cu alte tonuri, pentru că și ascultătorii sau privitorii sunt alții, sunt alte generații, dar ca și în literatură sau în pictură, să nu uităm că marele Picasso inițial a fost un clasic, picta clasic, deci a învățat de la clasici, după care a devenit ceea ce trebuia să fie. A devenit ceea ce trebuia să fie. Și în balet și baletul modern are temelia în baletul clasic. Orice mare dansator al baletului modern întâi și întâi începe cu baletul clasic. Așa e în orice meserie. Nu trebuie să uităm lucrul ăsta și să păstrăm și scara valorilor și etapele și dorința de a fi din ce în ce mai bun și să nu-ți închipui că tu știi tot de la început. Da, tu poți să fii foarte inteligent și foarte talentat, dar asta nu te ajută foarte mult. Aș vrea să punctăm puțin, foarte puțin, dacă este posibil. Da, nu știu cât spațiu avem la dispoziție, avem, pentru că putem vorbi ore întregi. Nu știu aici, dacă cineva stă să se uite la noi ore întregi. O putem să fragmentăm și putem să păstrăm povestea asta în episoade, pentru că lumea cred că în continuare cred că are nevoie să audă și lucruri inteligente, pentru că în continuare cred că este nevoie ca online-ul să facă și altceva decât să vândă rujuri. Tot respectul pentru cei care vând rujuri, absolut, parfumuri, absolut, și da, haine, da, de... Da, și fiecare, ziua de astăzi online-ul este decisiv. Aici este un loc pentru fiecare și este primit cu bucurie oricine. Vreau să trecem puțin de această etapă, pentru că mai avem un segment la care ne întoarcem în existența profesională a omului Gabriela Langada. Aș vrea să putem concluziona oare cum vede ziaristul din perspectiva atâtor ani de trăire și de transmisie și de cunoașterea unor personalități care au marcat istoria Germaniei, care, sigur, vine să se elibereze cumva deodată de o presiune, cam în același timp cu România, având însă parcursul ei paralel. Cum privește ziaristul Gabriela Langada evoluția post-octombrie, 3 octombrie, a Germaniei, în contextul în care astăzi corul țărilor europene cunoaște o asemenea sinuoasă parcurgere istorică, în care
a fost un început și țările, prin forța timpului și a oamenilor care s-au aflat la un moment dat în frunte, elitele care s-au găsit la un moment dat în frunte, s-a dus într-o cu tot altă direcție. Uite, nu mă feresc să spun că România a pornit cu cel mai bun cont de vizibilitate pe care în 1989 putea un popor să-l aibă. A fost o primă revoluție, așa s-a spus că este revoluție. Rămânem la convenția istorică, cum că a fost o revoluție focusată în contemporaneitate, deci în planetar s-a dus această poveste transmisă la televizor și iată-ne într-un moment istoric în care avem nostalgie. Ne trezim amintindu-ne de etape istorice în care nu ne-a fost neapărat bine, dar în care valorile erau așezate unde erau așezate. Și ca să rotunjesc întrebarea, cum vezi acest parcurs istoric al unei Germanii care nu se dezice de ceea ce și-a propus atunci când, practic, drumul său s-a asumat în ideea de a se uni și de a fi un singur popor? Dezbinarea de acolo nu este, sau nu o simțim, sau nu o vedem, poate că a existat, așa cum o simțim, acolo unde parcă n-ar fi trebuit să trăim dezbinarea. Da, este o discuție complexă. Eu recent, tocmai pentru că am fost în miezul vieții politice europene și repet și acele din actuala Germania unificată, recent am citit o carte extraordinară, a apărut și în România, o carte realizată de doi jurnaliști germani, din presa scrisă întâmplător, în convorbiri, ultimile convorbiri cu Helmut Kohl, cu cancelarul care este părintele unificării germane și aș spune și părintele unificării Europei, pentru că unificarea Germaniei a reprezentat în sfârșit unificarea continentului european. Războiul rece s-a încheiat. Pentru că zidul acela a fost o rană pentru toată Europa. Da, războiul rece s-a încheiat practic nu în 1990 când toate țările s-au eliberat, ci în acel moment din anii imediat după 1990 când Germania a fost unificată. Era o mare rană a continentului european. Și am citit această carte nu de mult. Cartea se numește, cine urmărește convorbirea noastră o poate găsi, nu amintesc editura la care a apărut, este o carte extrem de groasă, Convorbiri cu Helmut Kohl, intitulată Am vrut unitatea Germaniei. Și acolo retrăiești din aceste convorbiri ale jurnaliștilor cu fostul cancelar, cancelarul unificării, înțelegi ce importante sunt elitele în viața unei țări și ce importanți sunt acei politicieni care înțeleg un moment istoric care se ivește într-un fel la orizont și știu că trebuie să lupte pentru realizarea lui. Și ce au de făcut? Pentru că fără Helmut Kohl, e clar, sigur, era și un context istoric, este foarte mult de povestit aici și nu putem rezolva în 2-3 minute explicația asta, dar pentru că întrebai care ar fi diferența? Diferența este că atunci poate s-a înțeles că trebuie să accepți și trecutul, că este trecutul unor generații care mai există încă, generații care nu trebuie subestimate și care trebuie atrase într-o nouă dezvoltare, pentru că să nu uităm, exista o diferență enormă între cele două Germanii.
conform deznodământului războiului. Și acea parte a țării, acele cinci landuri care s-au numit Republica Democrată Germană, sigur, aveau foarte mult de parcurs pentru a ajunge mai ales la un nivel de democrație. Și RDG-ul în vremea anilor socialiști, pe care noi am trăit în această parte a Europei, ce se chema înainte lagărul socialist, era oricum văzută ca o țară cu un nivel mult mai ridicat decât celelalte țări din aceeași zonă politică. Și cu toate acestea, industrial, economic, într-un cuvânt, era foarte departe de ceea ce se întâmpla în occidentul acestui teritoriu. Deci, poate lecția pe care ne-a oferit-o nu doar Kolci și politicienii germani de după 90 și acestui eveniment extraordinar cu care noi am fost contemporan, nu ne dăm seama ce lucru extraordinar am trăit noi oriunde în Europa prin acest eveniment, poate prea puțin comentat în România sau poate, în fine, la vremea aceea s-a scris sau s-a vorbit mult. Noi la radio am făcut emisiuni întregi despre acest eveniment, cu implicațiile lui și cu istoria lui, dar ceea ce acest eveniment ne-a făcut să înțelegem este că trebuie să ții cont de absolut tot ce s-a întâmplat, să-ți asumi și bunele și relele din istoria ta. Cred că Germania este un exemplu cum și-a asumat acel trecut care nu este prea glorios în istoria Germaniei, epoca 33-45. Germania a fost țara care a înțeles că generațiile contemporane cu acel eveniment, dar și generațiile viitoare trebuie să-și asume această epocă și dar să-și învețe. Cred că la noi, în cealaltă parte a Europei, a mers mai greu acest capitol. Și noi poate n-am făcut suficient în a lăsa generațiilor de după 90 să înțeleagă că istoria este aceasta pe care țara a avut-o, pe care unele generații le-au trăit. Nu trebuie subestimat experiențele generației părinților, bunicilor, unchilor noștri. Nu trebuie să trecem foarte ușor peste ea, pentru că nu știm, sau poate unii știm, ce costuri au avut aceste experiențe. Mie îmi pare rău că la școală nu se învață despre rezistența din munți, care a fost un fenomen unic în lumea comunistă, ceea ce s-a întâmplat în România. Nu se mai învață în școala de astăzi o grămadă de aspecte ale istoriei românilor, se trece foarte ușor peste ea. Tendința asta de a crede că ați cunoaște istoria, a face referire la ea, ține de un naționalism prost înțeles, e regretabil. Orice țară își stimează și chiar în Europa Unită, despre care noi vorbim astăzi, și credem toți că trăim într-o Europa Unită, deviza Uniunii Europene este unitate în diversitate. De aceea fiecare țară din actuala Uniune Europeană își promovează tradițiile, își promovează istoria. Asta și pe noi nu ne oprește nimeni să facem asta. Asta înseamnă să te cunoști, să te înțelegi, să te respecti. Și să te accepti. Și să te accepti, sigur că da. Mie mi-a făcut o plăcere extraordinară să stăm de vorbă în acest spațiu pe care l-am gândit aproape pentru lucruri de genul ăsta. Deci
ideea de a face cozerie și de a... Da, este o specie, aș spune, jurnalistică, un gen, cozeria, nu prea se mai practică, din păcate. Dar cred că asta am făcut astăzi. Cred că asta am făcut și aș vrea să spun că mă bucur foarte mult. Este un spațiu extraordinar de generos în care noi ne-am întâlnit. Faptul că ai avut această inițiativă să deschizi un soi de serie de convorbiri cu oameni din toate domeniile, din toate breslele, și că noi poate am atins așa o mică parte dintr-o bucată de vreme, o bucată de Românie. Ar mai fi multe de discutat, dar sigur că da. Da, nu trebuie să ne oprim. Nu avem decât timp temporar, pentru așa ceva. Nu da. Înainte de a te ruga să-i adresezi celelalte jumătăți a întregului pe care îl reprezintă Prăvălia de la Colț și care nu este aici cu noi, este departe, dar pe care îl cunoști de pe băncile liceului. Aș vrea să vorbești cu el, pentru că da, el nu știe că am ticluit împreună să facem această întâlnire și sunt convinsă că se va bucura. Sunt convinsă că această serie de adevărate emisiuni, în fond, pe care tu vrei să le retransmiți online, sunt văzute de o grămadă de foști colegi de-ai mei de școală și de facultate, pentru că noi am fost o generație care ne-am tot reîntâlnit de pe băncile școlii. Am fost colegi nu doar la școala elementară sau liceu, nu doar la facultate, cu unii am fost chiar colegi de breaslă, pentru că unii au lucrat în televiziune. Mulți s-au risipit prin lume și este și cazul colegului meu Dan Șnic, despre care am aflat astăzi și mi-a făcut multă plăcere să aflu, dar mai sunt o grămadă de oameni care sunt foarte activi online și probabil vor găsi aceste convorbiri pe care tu le lansezi în acest spațiu. Mă bucur să transmit nu doar salutările mele, ci și urările mele de bine și dorința de a ne reîntâlni la un moment dat, pentru că de câte ori m-am reîntâlnit cu foștii colegi de școală sau de facultate, ne-am simțit la fel de tineri, am uitat că peste noi a trecut o grămadă de timp, n-am mai avut nicio barieră, indiferent cu ce ne-am ocupat sau ne ocupăm fiecare în ziua de astăzi și ce parcurs am avut în viață, ne-am simțit și ne-am comportat exact ca atunci când ne-am cunoscut, când eram copii, când eram adolescenți, tineri studenți, și mi se pare un lucru extraordinar că mai putem avea această savoare a clipelor copilăriei și a... Pentru că sunt, de fapt, momentele care ne-au format pe toți și cred că fiecare adult are în el, păstrează în el, aceste urme ale trecerii lui prin timp. Și dacă suntem și conștienți de asta, este un lucru extraordinar. Așadar, dragi colegi, dragi prieteni din școală și dragă Dan Șnic, te salut! Să fim sănătoși și să ne reîntâlnim până la adânci bătrâneți. Mulțumesc mult, Gabriela Langada. Pentru că vârsta nu este decât o cifră. Și asta nu trebuie să uităm. Ich danke. Bitte schön.